Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio sunt domnii primari Gigel Jeanu, PNL, primarul orașului Motru. Bună seara, bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm și de prezența domnului Gheorghe Epure, primar PSD Polovraș. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Amândurora vă mulțumesc că ați acceptat invitația din această seară. Începem discuția vorbind despre ceea ce se întâmplă la Motru, domnule Jeanu, și anume faptul că pe lângă toate veștile proaste primite dinspre această localitate în ultima perioadă, iată, aceasta este, nu știu dacă să zic, cireașa de pe tort sau bomboana de pe colivă, conturile localității sunt blocate din cauza că datorați o mare sumă de bani unei societăți din Craiova care a făcut acțiune în instanță, a câștigat împotriva primăriei, sunt lucrări care s-au derulat în urmă cu multă vreme și pentru care nu s-au achitat sumele. Înțeleg din declarația dată presei astăzi, domnule Jeanu, că banii nu au fost dați din cauza că aceste lucrări nu au fost conforme. În regulă, cum se face că a câștigat în instanță această societate? Nu, este vorba de întârzieri la plată și conform contractului se aplică un procent pentru fiecare zi de întârziere. Bineînțeles că suma este mult mai mare, dar este scăzută cu o altă sumă pe care noi, primăria, am câștigat-o datorită acelor deficiențe. Deci era vorba de un 570 și ceva, din care se scădea 100 și ceva. A rămas vreo 426.000 penalități de întârziere la plată de onorarea facturilor, sumă care a rămas definitivă, irevocabilă și executorie, bineînțeles. Bun. Aveți de unde să dați banii? Dacă era, plăteam din de când a rămas definitivă. Iar în această situație sunteți... Și atunci am căutat să discutăm cu ei, să reeșalonăm. Suntem și în instanță, am cerut eșalonarea, amânarea la plată până când speram eu să trecem în anul următor, când sunt alte încasări în primul trimestru și se pot achita și aceste sume. Aveți parte de înțelegere? Inițial s-a promis, da, dar acum mai tărăgânează. E ca în orice discuție, ca în orice negociere, fiecare încearcă să obțină cât mai mult. Cât mai mult. E o rată mai mică să putem face și altceva, să putem funcționa, să asigurăm salariile inclusiv celor de la direcția publică, iar ei, bineînțeles, să obțină cât mai mult. Cu ce sunteți blocați în această situație? Toate conturile. Cu toate, de bun, înțeleg. Ce plată urgentă aveți de făcut și pe care nu puteți... Urgent ar fi, da, serviciile prestate de direcția publică, în așa fel încât să-și poată lua salariile. Foarte probabil mâine se vor debloca conturile și luni voi semna ordine de plată ca direcția publică să încaseze bani pe serviciile pe care le-au prestat. Primăria Motru este un exemplu de primărie sau relația primar, Consiliul Local și per ansamblu, unde putem să spunem, domnule Epure, așa nu. Este o situație blocată din cauza faptului că majoritatea în Consiliul Local, dincolo de problema legată de conturile blocate, în Consiliul Local PSD-ul are majoritate, iar domnul Jeanu, cam orice încercare a domniei sale, e pus așa la zid. Cum e la Polovraj? La Polovraj, PSD-ul nu are majoritate, deși e partidul meu, dar avem majoritate. Oricum, nu au fost proiecte care să fie respinse, rar s-a întâmplat să fie câte o abținere sau ceva împotrivă, de fiecare dată a fost cam un consens. Păi și cum faceți ca să îi câștigați de partea dumneavoastră? Deci cumva nu aveți dumneavoastră PSD-ul majoritate? Există vreun partid care are, PNL-ul are majoritate? Nu, nu. Are... Deci, practic... Nu, am făcut... Nu este monopol asupra... Nu este un monopol, dar și din proiectele mele propuse de hotărâre au suportat mai multe amendamente și ne-am pliat după punctele de vedere... Negociați? Cum se întâmplă? Adică să înțelegem și noi, că și la Târgu Jiu și la Motru e aceeași situație. În ședințele pe comisii întotdeauna se vine cu propuneri, care de cele multe ori mi s-au părut și foarte pertinente. Da. Am subscris, n-a fost niciun fel de blocaj, pentru că chiar și consilierii mei, dacă propunerea a fost de la PNL sau de la Sărăniști sau, da, sau de la ecologiști, niciodată nu s-a pus problema că nu sunt bune. Și dacă au fost, punctul de vedere a fost mai bun, s-a luat punctul de vedere care a fost cel mai bun, cel mai obiectiv. Poate acest lucru se poate întâmpla oriunde, inclusiv la Motru. Depinde cine conduce majoritatea. Dacă majoritatea e condusă de cineva cu frustrări, cu ambiții
subțiri, atunci se ajunge în situația în care suntem la motru. Pentru că nu toată lumea, nu toți consilierii sunt la fel, nu toți consilierii ar face acest lucru. Dar dacă cel care conduce și cel de care depind până la urmă poziția lor, prezența lor în Consiliul Local depinde de cineva, da, atunci sunt nevoiți să facă ce zice... Vă transmită un telespectator, domnule Jianu, și anume faptul că de 6 luni nu ați avut timp să faceți această plată. Nu e vorba de timp, e vorba de, bani. E vorba de bani. Și telespectatorul trebuie să știe că încă de la început am văzut care este situația economică, financiară, și atunci principala mea grijă a fost să nu blochez administrația, să nu blochez orașul, să avem o primărie funcțională. În același timp trebuie să și faci ceva în oraș, să-ți atingi și să duci la îndeplinire niște lucruri ca să poți să accesezi bani pentru a realiza niște proiecte importante. Mi-am fixat niște ținte, niște obiective pe care trebuie să le atingem, care sunt necesare orașului, și atunci am văzut ce anume mă împiedică să ajung acolo, să realizez acest lucru. Asta, asta și asta. Ce trebuie să mai am? Să am grijă de angajații primării, angajații direcției publice, să avem grijă ca societatea OATA să funcționeze, multe lucruri. Și atunci tot timpul încerc să păstrez un echilibru, o pondere. Faptul că exista această hotărâre judecătorească, bineînțeles că exista și posibilitatea de a o decala, de a o amâna, de a eșalona, și este și așa va fi, dar să nu fac în așa fel încât oamenii să-și ia salariile. Atât cei de la primărie, cât și cei de la direcția publică. Pentru că eu i-am în grijă pe toți. În ciuda ceea ce se spune, eu chiar țin cu toți. Bun, o să discutăm un pic și despre, avem și mesaje de la telespectatori, vă vizează în mod deosebit domnule Jianu, oamenii vă întreabă despre activitatea dumneavoastră. Vorbim despre, suntem în 14 decembrie, da? În scurt timp, peste câteva zile, putem să tragem în linie și fiecare dintre dumneavoastră puteți să analizați cum a fost anul 2017, bun sau rău, gândindu-vă și din perspectiva activității guvernului. Domnule Iepure, este guvernul PSD-ALDE, guvernul dumneavoastră, aș putea spune. Cu toate acestea, prin PNDL-2, dumneavoastră îmi spuneați înainte de a intra în direct, domnule Iepure, faptul că un proiect vi s-a aprobat. Sunteți supărat pe guvernul PSD din cauza asta? Câte ați depus, ca să vă întreb așa? Am avut peste 14 solicitări, dar mi s-a părut pertinentă explicația și, deși am fost foarte revoltat inițial, am fost chiar foarte vocal vis-a-vis de reprezentanții noștri în Parlament și apropiații guvernului. Dar cert este că la noi sunt în implementare două proiecte pe PNDL. Unu, modernizarea drumurilor de interes local, da, care este în valoare de aproape 60 de miliarde de lei vechi, și extinderea canalizării în valoare de 6 miliarde. Mi s-a mai acceptat acest proiect cu modernizarea școlii de Cătunul de Rudari, școala numărul 2, motivând că, oricum, și până la urmă am înțeles că era o chestiune de limită de bun simț. Sincer, vă mărturisesc că nu vreau să ne dreptățez nici pe Dumnezeu, pentru că eu deja am semnat contracte pe 4 milioane de euro pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, și lucrul ăsta împacă, aduce în echilibru balanța. Este vorba de un proiect care vizează aducțiune de apă pe Valea Verde, în Cătunul de Rudar, și canalizarea în satul Racuvița. Am primit deja avansul, este în stadiu de licitație la proiectare. Am reluat procedura de licitație la proiectare pentru că au fost doi ofertanți și pe parcursul derulării procedurii au fost amândoi eliminați, unul pe conformitate și un altul la eligibilitate, la analiza ofertei tehnice și financiare, pentru că a fost neconcordanță între cele două oferte, oferta tehnică și financiară. Și acum reluăm procedura de licitație pentru proiectare. Da. Vreau să spun că acest proiect a fost depus în octombrie, în noiembrie 2016, și a semnat contractul de finanțare în iulie 2017. Deci foarte, foarte rapid s-a derulat totul.
Un alt proiect care acum este în faza de proiectare, de licitație la proiectare, este modernizarea 8 km de drumuri, tot de interes local, de 1.200.000 de euro. Este a fost depus în luna septembrie anul trecut și am semnat contractul în luna septembrie anul acesta. Și un altul, o grădiniță cu program prelungit, pentru care s-a semnat contractul în iulie 2017. Acum așteptăm notificarea, este eligibil, așteptăm notificarea pentru modernizarea Căminului Cultural și Ansamblului Folcloric, dar și pentru Biserica Sfântul Nicolae, Biserică Monument Clasa B. Acestea sunt depuse împreună pe măsura, pe PNDR, măsura 7-6. Celelalte sunt pe măsura 72 din PNDR. Deci e o susținere. Trebuie să mă turistesc că am avut și un eșec cu un proiect de 4 milioane de euro depus pe POCU. Un singur proiect de 4 milioane de euro? Un singur proiect de 4 milioane de euro. Ce anume? Viza construirea 15 podețe peste părul Tăria și accesele spre gospodării. Un centru medical care avea două cabinete, un cabinet de cardiologie și unul de plenic familial. Precum și after school cu o capacitate de 160 de locuri. Pe lângă faptul că vizam atribuirea sumei de 15.000 de euro pentru 20 de proiecte pentru start-up-uri la tineri. Era un proiect pretențios care mai zădea și pe o perioadă de 3 ani de zile. Nu a fost bine întocmit? Nu. A fost o greșeală mea pentru că am calculat greșit afișarea pe site a selectării partenerilor. Trebuia să... N-am luat în calcul cele două weekend-uri. Domnul Ujianu, deci, da. Deci, n-am luat în calcul că în cele 10 zile prinsesem două weekend-uri și calculasem doar două. Am scurtat timpul în loc de 10 zile. Se poate rectifica? Și nu se mai poate rectifica. Deci ați pierdut. Deci, am pierdut și am pierdut pe mâna. Nu, odată pierdut, nu mai. Păi ce să zic, domnul Ujianu, cred că e timpul să treceți de la categoria oraș, municipiu, la comună, localitate, la comună, că avem mai multe posibilități. Nu, discutând cu consultanții, cu mai mulți consultați pe unde umblu, chiar discut să aflu păreri, să aflu modalități de accesare și când vorbim despre numărul de locuitori, despre oraș, despre tot ce spun și municipiu și număr de locuitori, sunteți într-o zonă gri. Adică nici că sunteți orașe mici, nici municipii mari și sunteți în zona aia în care este foarte greu, pentru că multe acții de finanțare se adresează localităților și în funcție de numărul de locuitori. Deci absolut. Pentru peste, da. Și atunci dumneavoastră nu sunteți cu nici cal, nici măgar cum ar veni localitatea, orașul Motru, da. Nici municipiul la capacitatea aia, nici de nu vreau să mă gândesc comună. Ce este între cal și măgar. Știți vorba, da, din popor. Am înțeles, da, da. Nu e niciuna, nici aici alta. Este zona gri. Zona gri. Deci cea mai nefavorizată. Cea mai defavorizată. Nepotrivită situație. Clasificarea localității. Știți că sunt orașe din județul Gorj care la un moment dat spuneau, doamne, noi vrem ca să inițiem un referendum cu acordul populației, să trecem din nou la categoria comună, să renunțăm la statut de oraș. Păi și în Gorj, dumneavoastră și nu eu puteți să faceți asta, sunteți al doilea municipiu din județul Gorj, da? Am încercat, pentru că atunci când vrei să dezvolți localitatea, te mai uiți la rang. Ar fi o posibilitate pentru Motru să treacă la un alt rang? Doar printr-un referendum. Doar printr-un referendum. Referendum, da. Este singura posibilitate. Acum trebuie să recunoașteți că sunteți foarte defavorizat. Da. Zic dumneavoastră referindu-mă la orașul Motru, din toate punctele de vedere. Oameni fără locuri de muncă, vorbeați despre un parc industrial, vă întreabă oamenii, în ce măsură mai este, mai țineți la acest proiect țin, personal pe care, țin, cu care dumneavoastră ați mers în campania electorală. Nu aveți foarte multe posibilități. Zona de minerit își reduce activitatea. Ușor, ușor, nu știu în ce măsură mai veți fi atât de afectați de această activitate? Nu ușor, ușor vom fi afectați, dar în situația restrângerii activității foarte grav, pentru că depindem foarte mult de activitatea din minerit. Faptul că anul acesta mineritul a mers foarte bine s-a simțit inclusiv în bugetul local al municipiului. S-a simțit și am putut să achităm o parte din datorii, din găurile negre.
arieratele, aproape integral, mai avem foarte puțin și scăpăm de arierate. Era unul din scopurile mele să scăpăm de arierate, pentru că atunci când vii și accesezi și domnul primar știe fonduri europene, una din condiții e să nu ai datorii, să nu ai arierate. Bun. Indiferent ce ai, cât de bine sunt scrise proiectele și solicitările de finanțare, dacă ai arierate, nu ești eligibil. Bun, dumneavoastră, în afară de programul prin PNDL, faceți parte dintr-un GAL? Nu. Nu faceți? Aveți în proiect să... Este cam greu acum, pentru că nu avem în apropiere, iarăși ne lovim de tipul localității, de numărul de locuitori, deci este cam foarte greu să mai fim incluși într-un GAL. Da. Nici măcar GAL urban nu se mai poate da, face. Adică mai e vreun rău care vi se poate întâmpla? Vă întreb și eu așa. Bine, dacă le avem pe toate, haideți să ne uităm, să fim pozitivi, să sperăm la bine. Pentru că, sigur, e în regulă ca acest guvern să aibă un proiect de dezvoltare a zonelor rurale, dar dezavantaj la modul acesta pentru orașe mi se pare deja discriminare. Niciodată nu poți să faci o delimitare clară între și între. Întotdeauna se găsește cineva care e pe limită, în zona asta gri. Cam asta, iar da. Motru, din nefericire, se află bun, cam pe deci aici. Singurele proiecte pe care dumneavoastră aveți aprobate sunt prin PNDL 2. Prin PNDL deocamdată, sunt prin PNDL 2, trei proiecte. Toate vizează modernizări la unitățile de învățământ. Unități de învățământ, două grădinițe și o școală și generală. O școală. Foarte bine, în regulă, dar nu este suficient. Nu e suficient, este puțin la ce nevoie avem, dar asta nu înseamnă că dezarmăm. Mergem pe accesări de fonduri europene. Aveți această externe. Posibilitate. Bineînțeles. Deși, bun, este un exemplu de luat în calcul, localitatea Polovragi. Da, cum să nu. 4 milioane de euro nu este de aici de acolo, este o sumă uriașă. Vreau să vă spun că prin GAL ne mai intră... Da, vedeți că se supără de tot domnul Jianuși. Da. Vreau să fac o completare vis-a-vis de GAL. Să știți că strategia, programul PNDR-ul acum a permis și orașelor mici și a revizuit această chestiune. Orașul Novaci în speță, pentru că este în GAL Parâng unde și noi suntem parteneri, va fi beneficiar al fondurilor de pe GAL. La fel ca și comunele. Deci a fost o intervenție de bun augur a guvernanților în sensul ăsta. Nu îi laud că e partidul meu, dar au răspuns solicitărilor din teren, noi am fost foarte vocali, GAL Parâng și GAL-urile cu care ne-am cunoscut, am fost foarte vocali în sensul ăsta. Da, trebuie să ținem cont ce dimensiune și ce număr de locuitori are orașul Novaci. Criteriile de... Novaciul a fost partenerul nostru și în prima sesiune. Deci Novaciul a fost partener de acum 6 ani de zile în GAL Parâng. Și lucrul ăsta i-a adus oarece recunoaștere și din partea noastră și au știut să susțină punctul de vedere și noi i-am susținut la fel. Vreau să vă zic că nouă o să ne intre. Avem prevăzut acolo un centru de fructe, de procesare a fructelor. Avem în vedere căpșuni în special, dar și fructele de pădure și fructele din plantațiile pomicole. Da. Va fi un centru care va avea două linii de procesare și o linie de uscare cu două camere frigorifice. Sperăm să obținem partea de cofinanțare care la GAL este destul de mare, e o pondere de 50%. Bugetul local nu poate susține, dar am căutat resurse. Bugetele locale, în general, nu pot să susțină investiții sigur. Mari. Și de asta trebuie să ne îndreptăm spre fonduri externe. Aveți și o altă posibilitate, făcând parte dintr-un grup de acțiune locală, dar noi, ca municipiu, ne-am îndreptat atenția acum în special spre fondurile europene. Și aici suntem avansați. Și suntem cu toate motoarele pornite și turate la maxim, pentru că termen scurt, identificăm mereu și mereu probleme. Atunci, ceva timp în urmă, am spus că administrația asta a fost varză. Așa e. Și acum suntem nevoiți ca să rezolvăm problemele în același timp cu toate etapele pe care trebuie să parcurgem de accesări de fonduri. Și suntem destul de avansați, am convingerea că vom reuși până nu se încheie apelul pentru unele proiecte în martie și în mai să accesăm fonduri pentru achiziția de
mijloace de transport ecologice care vin la pachet cu reabilitarea infrastructurii pe care vor circula aceste... Bun, ați identificat măsurile. Despre câte proiecte vorbiți? Vreo 5 proiecte importante. Bun. Care se ridică la cât? La 10 de milioane de euro. La 10 de milioane de euro. Un proiect despre care începusem să vorbim, măsurile accesa. pe care dumneavoastră trebuie să prevedeți, să aveți în bugetul de pe 2018 prevăzută suma care prezintă cofinanțarea pentru aceste proiecte. Da. Acum, permit să vă întreb, vă permite bugetul local să suportați aceste cheltuieli? Vom face, vom renunța la orice altceva ca să avem cofinanțarea. Aveți... Eu să fac o mențiune, să știți, mediul rural a fost foarte avantajat din punctul ăsta de vedere, pentru că PNDR-ul acordă aceste finanțări integral de 100%. Deci sunt foarte puțini chestii, este evident că mediul rural eligibile și lucrul ăsta ne avantajează. Totul e să ai un proiect bine făcut și să țintești bine, să știi să-ți faci calculul de... Este evident că mediul rural are, pentru că exista percepția și așa a fost realitatea, era că satele noastre erau cu mult în urmă și atunci și europenii și au dirijat bani către ridicarea nivelului de viață la sate, satele noastre. Apă, canalizare, poduri, drumuri de acces, ulițe desfundate să fie asfaltate. Sunt foarte multe fonduri și satele, comunele au avut multe și mai au încă posibilități, inclusiv cu fără cofinanțare. Și comunele au avut posibilitatea să iasă din zona asta. Vreau să fac o completare că prin faptul de a aduce în față acel proiect pe care l-am inițiat, dar n-am fost nu ni s-a dat unda de a merge. Adică avem un proiect pregătit pentru a obține finanțare pe programul operațional regional. Asta ne va permite în momentul în care vom fi catalogați localitatea turistică de interes local. Am depus documentația, vom fi puși pe ordine de zi pentru hotărâri de guvern și la fel ca și Baia de Fier. Asta vreau să după exemplul Baia de Fier. Ei au început cu ani înainte și eu de anul trecut am depus această documentație. Trebuie să recunoașteți că domnul Weber a făcut lobby pentru Baia de Fier. În aceeași măsură, tot pe mâna domnului Weber am mers, deci n-aș putea să negru lucrul ăsta și este o merită a dumneavoastră. Mai un pic și domnul Jeanu se mută la Polovraci. Este o merită, și vă spun sincer, am văzut sprijin real, eu am avut o discuție cu domnul Căciumaru după ce ne-a convocat la Cărbunești. A fost foarte obiectiv, foarte pertinent și a notat toate problemele și vreau să vă spun că am fost sunat pentru rezolvarea problemelor chiar și mie și secretar de stat și de director de Tinde să spun, domnule primar, că are legătură cu faptul că sunteți la PSD. Nu are legătură. În aceeași măsură s-a implicat pentru toți primarii, pentru că poate spune domnul Jeanu, dacă este deci, sau nu este adevărat. Deci a fost cu toții convocați, indiferent de culoarea politică. E adevărat asta. Întâlnirea a avut cu toți primarii, indiferent de partidul din care fac parte. Dar până la urmă vreau să vorbesc despre întâlnirile astea, pentru că de ce? Primarul de la Motru, de exemplu, la întâlnire cu parlamentari, a participat undeva într-un sat, într-o comună, nu știu mai știu cum îi zice, destul de departe, pentru că aici nu la Motru, a avut loc și la Motru, dar fără primarul de la Motru. Cum adică? Stați că nu pricep. Cum adică a avut loc la Motru, dar fără dumneavoastră? Exact. S-a organizat întâlnirea cu primarii la Motru, dar nu a fost invitat? S-a organizat o întâlnire la Motru fără primarul de la Motru. A fost suficient viceprimarul. Bineînțeles că întâlnirea fiind parlamentarii PSD. Și atunci, pentru că mi-am exprimat nemulțumirea, am fost invitat într-o comună, nu mai știu pe unde, la vreo 50 de kilometri. M-am dus, bineînțeles, ca să... Bine, vreau să iați gaz de la Motru. Păi dacă n-a fost invitat, cum să fie? Da, erați gazdă. Erați sedilul localității, nu? Da, scurtă pauză de publicitate, revenim și mi-explică invitații mei în ce măsură apreciază implicarea parlamentarilor, pentru că iată am ajuns în punctul pe care îl propusesem ca temă de discuție pentru astăzi, și anume bilanțul la final de an în ceea ce privește activitatea parlamentarilor de Gorj. Și acest fapt a fost îndeaproape studiat și de către domnul Dan Ilie Morega prin institut pe care îl patronează. A fost realizat un sondaj de opinie la nivelul județului Gorj. O să ne spună domnul Jeanu cam care-i treaba pe la Motru, pentru că PSD-ul a ieșit mult învingător la nivelul întregului județ. Sigur, în opinia domnului Morega, și la Motru conduce detașat domnul viceprimar Morega. Revenim în câteva momente.
Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine sunt domnii primari Gheorghe Epure, PSD, primarul localității Polovragi, și de asemenea domnul Gigel Jeanu, primar PNL în municipiul Motru. Foarte important specifica domnul Jeanu faptul că din cauza statutului municipiul Motru nu poate accesa fonduri europene, așa cum spre exemplu s-a întâmplat în localitatea Polovragi. Dar sigur, de la municipiu nu se poate trece la comună. Probabil că veți alege varianta de mijloc, și anume declararea n-am spus că nu poate accesa, e mai greu, e mai greu, și doar pentru anumite cele mai multe obiective, pentru anumite proiecte se pot accesa. Cele mai multe programe europene se adresează, statutul de municipiu presupune că ai deja un anumit nivel și fondurile care se adresează municipiilor cu număr de locuitori sunt pentru anumite proiecte. Mi-a scăpat informația, dumneavoastră vă mai încadrați după numărul de locuitori în această categorie a municipiilor? Nu. Nu mai îndepliniți acest criteriu? Nu am îndeplinit niciodată. Nu ați îndeplinit? S-a forțat, cred că ar fi de la sine înțeles că picați în următoarea categorie, și anume nu e așa oraș. Ușor, trebuie referendum și apoi hotărâre de lege. Lege. Bun. Avem și foarte multe mesaje, așa cum spuneam puțin mai devreme. Vi se adresează majoritatea, domnule primar, oameni care sunt de acord cu ceea ce faceți, oameni care vă critică, asta este, sunteți expus criticilor prin prisma funcției pe care o dețineți. Cum e cu târgul de la Ploștina? În câți ani este gata? Parcul industrial, nu mai vorbiți nimic despre el, vă întrebam și eu puțin mai devreme. Târgul de la Ploștina va fi în construcție în ianuarie, este gata, au fost cei drept niște probleme la licitație spre sfârșit de an, nu știu din ce cauză, am reluat și iau în convingerea că sunt sigur că va fi în anul 2018 principala sursă de a completa lipsa de la buget. Deci va aduce bani foarte mulți la bugetul local și va completa această lipsă de gaură produsă de măsurile fiscale. Am înțeles. Un alt telespectator e nemulțumit de faptul că, iată, primăria este condusă de doamna Vintilescu. E cineva, unul singur, care are un fix, transmite la apropiații, le transmite apropiaților, așa e impresia lui. Mulți s-au îndoit de mine și când au avut de-a face cu mine s-au răzgândit. Da. Lăsați-i să mă creadă slab, pentru că sunt vulnerabil în fața mea. Domnul primar are o teorie foarte bună, și anume că cu cât e mai criticat, cu cât e cu... Evident. Simte că toată lumea este cu ochii pe dumnealui, îl ține așa în gardă și probabil determină să se specializeze pe toate domeniile. Atunci se adună forțele mai bine. E adevărat și asta. E adevărat și asta. Pentru dumneavoastră, ce se de asemenea cu parcul industrial și de asemenea unde vor fi înmormântați motrenii, deoarece în cimitir nu mai sunt locuri? Planul pentru 2018 care este, domnule primar? Vă întreabă un telespectator cu idora lor. Achiziție teren, cineva avea un interes în achiziția unui teren, nu mă deranjează, nu mă interesează ce interesa, dacă se preta, îl și luam. Sunt niște condiții impuse de vecinătăți, plus că legea cimitirilor acum este un pic mai strictă, nu mai e cum era. Poți să dezvolți un cimitir care deja există, dar dacă vrei să ai în altă parte, să-l faci în altă parte, trebuie să îndeplinești și să respecti anumite reguli și sunt în căutare de teren. Bun, domnule Jeanu, cum rezolvați problema câinilor, dar strada Motrului sunt taximetriști și am făcut mașina ZOB, pachetele cu dulciuri de sărbători pentru copii, când le dați? Pe rând. Strada Motrului, tocmai vorbisem despre una din axele pe care voi accesa fonduri europene, mijloace de transport ecologice, care vin la pachet. Suma maximă de posibil de accesat e 10 milioane de euro pe această axă. Vine la pachet cu realizarea infrastructurii pe care vor circula aceste mijloace de transport și am avut grijă, prin planul de mobilitate urbană durabilă, am realizat și acest program, acest document strategic, programatic. Am inclus strada Motrului, strada Glogovenilor, Ciobănești, Bulevardul Gării, adică exact traseele pe care ar fi trebuit să le reabilităm. Strada Motrului și strada Glogovenilor sunt ca un fel de ulițe de țară. N-au fost asfaltate niciodată și am lucrat pe ele și în primăvară și acum înainte de iarnă cu balastare cu tot, dar evident, fiind
fiind macadam, da, când plouă, mașinile trec și strică. Pachetele? Iar aceste pachetele pentru colindători, pe data de 20, așteptăm colindătorii la primărie, s-au înscris. Va fi o manifestare foarte frumoasă la primărie. Continuăm seara cu un spectacol, Crăciunul între tradiție și modernitate. Probabil că și la Polovrage aveți programe speciale pentru sărbători. Sigur. Aveți multe școli, grădiniță, toată lumea așteaptă. La decembrie am avut-o prinsă în mai multe programe, pentru că pe data de 3 decembrie am invitat cu o sponsorizare din partea unui ONG local actorii de la Elvira Godeanu din Târgu Jiu, un spectacol, Begamul 2, dedicat pensionarilor. Și îmi pare rău că s-a înțeles că trebuie să participe doar pensionarii. A fost pentru toată lumea, dar am lansat invitații către pensionari pentru a le asigura lucruri pe scaune. Pe data de ziua de Sfântul Nicolae, pentru elevi, am avut din nou Teatrul Elvira Godeanu cu spectacol Scufița Roșie. Și la fel sponsorizat de același ONG. Vreau să vă spun că este un ONG-ul pe care noi îl sprijinim cu acei 2% de la bugetul local. De la buget, uh-huh. Nu, de la impozitul pe toți salariații. Iar pe cadourile vor fi date pe 20 și cu un scurt spectacol, da, pe care vă susține elevii școlii. Iar în zilele de Crăciun vom avea în fiecare seară bal. În a doua zi de Crăciun va fi un spectacol susținut de ansamblul folcloric Chierul Tesului. Se organizează un revelion ca și în anul trecut la Căminul Cultural, prima și a doua zi din anul nou. Și în seara de anul nou va fi un foc de artificii. Urmează să aprobăm asta în ședința Consiliului Local. Este propunerea pe care o să o susțin, un proiect de hotărâre. Vă aparține. Da, da. Am târziu. Pe 20 și ultimul termen când se pot autoriza. Eu știu, acum o facem, pentru că am stat în puțin în echilibru vis-a-vis de resursele financiare. A fost un efort mare pentru noi asigurarea salariilor. Ne-a prins, deci în ultima lună vorbesc, dar slavă Domnului s-a rezolvat, au fost și încasări și a ieșit totul bine, avem și ceva economii, deci undeva n-am rămas, dar îmi puneam întrebări vis-a-vis de lucrul ăsta. Domnul Gianu trebuie felicitat că a oprit jaful din banii publici, de aia l-atacă și îl urește domnul Morega. Domnul Morega, despre care telespectatorul nostru spune că se uită foarte mult după bani. Avem și un mesaj foarte simpatic vis-a-vis de sondajul lui domnului Morega, dar o să-i dau citire la momentul în care deschidem acest subiect. De asemenea, un alt telespectator spune că dezinformați, că nu ați fost invitat la întâlnirea cu parlamentarii PSD. Dumneavoastră erați la întâlnirea cu parlamentarul PNL atunci și de aceasta nu ați fost invitat atunci când fostul primar Hanu a dus la motru parlamentarii și conducerea CEO. Dați-mi voie, deja am ori a scris greșit, ori i-a scăpat porumbelul din gură. Nu am fost invitat pentru că a presupus cineva că aș fi în altă parte. Nu? Cam așa a spus. De aceea nu a fost invitat. Haideți să fim serioși. Bun, iată un mesaj foarte, foarte interesant din partea unui telespectator care spune mă roagă să vă întreb unde sunt salariile. Mâine vom începe greva în fața primăriei. Sperăm să aibă curajul să dea ochii cu noi și să nu fugiți. Despre ce angajați? Direcția publică, transmite telespectatorul. Că direcția publică, dar nu este, chiar am avut și cu lideri de SICA și astăzi, eu îi întâlnesc pentru că prin natura meseriei lor sunt prin oraș și întâlnesc, nu am auzit așa ceva. E adevărat că cineva din vreun partener de-al meu, înțelege, s-a dus acolo și încearcă să scoată cât mai mult scandal din asta. Dar e o problemă la direcția publică. Nu știu cum veți găsi ieșirea din situația asta. De ce problemă? Că problema nu e la direcția publică, e la primărie, nu la direcția publică. Și asta e adevărat. Că depinde de ea, dar nu e la direcția publică. Și am spus despre ce e vorba și cum e. Iar dacă încearcă să creeze ce creează, pentru că știu, se duce pe acolo, hai oameni buni, hai de ce? Păi dacă tot nu sunt eu primul, hai să fiu ăla care stau. Nu e așa. Oamenii nu-l cred. Oamenii nu vor face ce vrea el, indiferent câți
simpatizanți ar mai avea pe acolo sunt de fațadă, nu vor face pentru că înțeleg despre ce e vorba, iar faptul că sunt blocate conturile aproape că li se datorează. Aproape că li se datorează pentru că vorbim de niște penalități care vin dintr-o perioadă în care încă erau bani la buget. Dacă nu erau bani la buget, de ce au mai fost inițiate alte investiții, alte cheltuieli până nu-ți plătești factura care generează penalități? De ce nu s-a plătit la timp? De ce penalitățile sunt atât de mari? De ce coeficientul de penalitate este mult mai mare decât știam eu pe unde am lucrat? Adică vorbim de penalități pentru fiecare zi de întârziere de 0,5%. Iar eu pe unde am lucrat, contracte cu valoare foarte mare erau de 0,0301. Jeanu este un primar cinstit și corect. Când o să ia lui Morega toate atribuțiile ca să nu mai facă nimic, nu mai încurcă acest domn Morega. De asemenea, sondajul domnului Dan Ilie Morega e capa sfințită. Nu-ți face nici bine, nici rău, doar te amuză. Vascul, ce spuneți despre sondajul domnului Morega? Nu stați prea foarte bine și imediat o să-mi explicați cum vedeți dumneavoastră că PSD-ul e învingător în toate, deși e de ceva vreme la guvernare și... Eu am mai văzut un sondaj al aceluiași institut înainte de alegerile din 2016, care îl dădeau câștigător cu 40-50%, adică... Pe domnul Cosmin Morega. Pe domnul Cosmin Morega, lucrul nu s-a întâmplat absolut deloc așa. Iată că sunt eu și el nu este și procentele au fost total diferite, nu s-a potrivit la niciunul dintre noi. La fel este și acest sondaj. Dacă ar fi să fiu ironic, mă bucur că nu sunt alegeri duminica viitoare. Ce să spunem? Am fost întrebat astăzi, m-a sunat cineva și am spus că este o glumă bună. După cum vedeți, există așa un cult al personalității. Unii oameni suferă de această boală, cultul personalității. E specific celor care se află într-un anumit regim de conducere și ești, nu ești, vrei să fii. Și atunci îți place să... Am văzut același câștigător din același sondaj, într-un costum de haine, cu cămașa albă, cu cravată, luase lopata în mână să aranjeze o groapă pe drumul ăla de care spuneam. Întâmplător era și un fotograf aproape și exact. Păi e o situație penibilă. Până unde să meargă? Cât să... Așa, să fii să, în costum de haine, dacă te duci să înfungi și vrei să ajuți la o lucrare, îți iei salopeta, îți iei haine de lucru și nu-ți neapărat fotograful după tine. Cât ai muncit la groapa aia, cât a fost toată... Sau să te duci alături la niște muncitori care lucrau acolo la un canal, ca să arăți că ești alături de muncitori cu mașină de 50.000 de euro, iar în toate pozele ieșea mașina. Păi tu ce, arăți că muncești muncitorii, că tu te interesează sau faci reclamă la... Bun. La Jeep? Probabil știți rezultatele acestui sondaj. PSD-ul este învingător peste tot. Că vorbim de nu numai, dar PSD-ul se învinge și între ei. Da, se bate singur. Mulți PSD-iști pe listă și se bat singuri acolo. Unii nici măcar nu intră în marja de eroare de 5%. Da. Domnule primar, Epure, sunteți așa de frumoși după un an de guvernare. Totuși, oricât de minunat ar fi un guvern, se erodează, intră în disgrațiile alegătorilor. Știți, pentru că nu poate mulțumi pe toată lumea. Adică asta e. Vă asumați. Există un risc foarte mare pe care l-au în spate și au o sarcină foarte mare. Sunt foarte mulți primari pe care trebuie să-i mulțumească. Mai înainte am afirmat că am fost vocal vis-a-vis de alocările pe PNDL 2. Și nu sunt singur. Sunt convins că în situația mea au fost sute, mii. E foarte greu să împaci. Eu mă raportez la nivelul meu de jos, unde am câteva mii de oameni. Dar să merg să împaci reprezentanții unor comunități. E greu să vii cu soluții pertinente. Poate că atunci când se ia o decizie, se ia pe măsură pe ce se oferă o posibilă rezolvare. Și zice, mergem pe soluția oferită de X. Și dacă soluția oferită de X, după toate analizele, n-a fost bună, e firesc să-și dea, cum ziceați, la picioare, să schimbe. Dar la modul ăsta, așa? Da. Rămâneți în istorie, trebuie să recunoașteți. Nu știu, deci nu vreau să fiu un apărător, dar vreau să vă spun că în momentul în care găsești că soluția ta
n-a fost bună, există măsuri. Mă trebuie încercați să-i strategul, da. Să știți, un singur punct de vedere am avut împotrivă vis-a-vis de acele susține. Dom'le, atâta timp cât ești ales și ai o reprezentativitate, nu trebuie să mai vii să aduci oamenii în stradă. Nu mi se pare o chestie justă. Just, da? Dar nu mi se pare nici... E firesc să se demonstreze, să... Da, am niște obiecții. Dar atâta timp cât eu reprezint o legitimitate legală, n-am nevoie de niște susține, nu. Și atunci, pentru ce organizarea mitingurilor? Asta întrebați? Asta spuneam eu. Chemarea oamenilor. Pentru ce? Din mâinile la putere, ce să susții? Că poți să faci ce vrei. Dacă ar face ce... Nu să faci ce vrei. Să faci ceea ce e legal. Nu să faci ce vrei, că nu este chestiunea de a face ce vrei. Să respect niște norme, se respectă niște norme care sunt bine stă. E firesc să vină cu propuneri. E firesc să vină cu propuneri, e firesc ca acela să vină cu amendamente, spuneam. Dar e firesc să se ia și în calcul amendamentele, știți? Fără dar și poate. V-am spus-o, noi ținem cont de amendamente, pentru că de multe ori sunt obiective și sunt pertinente. Nu cred că e atâta obtuzitate. Cred că se spun pe tonuri diferite. La noi se spun pe tonul acela amiabil de interes comun, da? Noi avem interesul dezvoltării comunității și nu cred că își permite orice consilier să arunce cu noroi în cele numai ca să iese în față. Nu. La noi se muncește, vă spun drept. Cred că atunci când vorbim de teritoriu, vorbim de bun simț, vorbim de... Bine, cu excepția localității Motru. Îmi pare rău, la dumneavoastră sunteți atipici și n-am ce să vă fac. Faceți excepții de la toate regulile. Când vorbim de modul în care se discută în Parlament, probabil ați văzut și dumneavoastră stenogramele, că este inadmisibil, nu știu ce pretenții să mai ai de la oameni despre care spune, deci, oamenii aia n-au studii, n-au cultură. Trebuie să spune că nu vorbește numai un grup parlamentar. Sunt, nu, tu, deci, stați nici deci, nu, asta, nu, haide atenție, să vă, nu. Să, da, vorbim, nu. Ce, să amintim ce se vorbește în Parlament și cum se vorbește nivelul, da? Aminteați și cine, da. Și cine, important. Da. Ce s-a întâmplat într-o televiziune și cine. Absolut. Cam aceeași parte. Ce s-a întâmplat unde? La un eveniment în teritoriu. Iarăși cine și de care parte. Vedeți, vorbim de ambiții și categoria celor care recurg la așa ceva. Și nivelul la care au ajuns ei. Asta este. Vedeți, sunteți un om deosebit, se vede numai după cum vorbiți. Dar, vedeți, acolo, la un anumit nivel de decizie, nu sunt ca dumneavoastră. Eu sunt convins că nu v-aș auzi niciodată în jurând sau vorbind ca așa cum se vorbește acolo. Ca pe Șerban Nicolae. Dar sunteți doar la Polovragi. Da, și... Nu e puțin lucru. Deocamdată. Nu este deocamdată. Puțin lucru, da. Da, dar noi toți depindem și de ea. Da. Știți ce înțelege omul ăsta simplu de la țară? Că dă fiecare din el ce are de dat. Înțelegeți? Deci îți iese din tine ceea ce ai în tine. Absolut. Da? Exprim ceea ce gândești. Dacă tu ai părți bune, dai bune. Dacă ai în tine cu o colcăială de răfuieli... Și atunci cum a ajuns acolo? Pe cine a păcălit să ajungă? Nu știu pe cine a păcălit, dar nu pun... Eu vreau să vă spun că nu este numai ceea ce se întâmplă acolo. Nu trebuie să numim o singură persoană. Sunt în toate grupurile parlamentare sunt asemenea elemente. Și nu trebuie să etichetăm că este la PSD sau la... Dom'le, cert este că trebuie să se facă un filtru bun înainte de a fi numit, nominalizat asemenea persoană. Asta este responsabilitatea dumneavoastră a partidelor atunci când vă votați oamenii de pe liste. Exact. Asta este. Noi, practic, nu avem de unde alege decât din ceea ce ne oferiți dumneavoastră. Iar dacă cumva suntem nemulțumiți de ceea ce dumneavoastră generați ca lideri politici, nu ne prezentăm la vot. Atunci când nu ne prezentăm la vot, ne spuneți că n-ați votat, n-aveți drepturi. Ne pare rău. Despre asta este vorba. Dumneavoastră, de schimbarea de la dumneavoastră trebuie să vină, stimați invitați. De la dumneavoastră ca partide politice, nu în cata de primar. Schimbarea trebuie să vină de la noi de jos, într-adevăr. De la noi de jos. Da, pentru că noi trebuie să promovăm
acele... Domnul primar, zis... știi și dumneavoastră cum e cu promovarea asta, când vrei să-ți ridici capul, îți dă unul mai mare... Domnule, eu am zis mai multe vorbind de astea mari. Când îți pui baza în Dumnezeu, deși pare ridicol să spun asta. Nu este ridicol, este adevărat, dar din păcate fac adevăr. Abstracție liderii politici nu de tot ceea ce... Nimeni. Nu trebuie, e adevărat, trebuie să facă nimeni, se întâmplă. Când pornești cu premizele astea, toți avem căderi, toți avem suișuri și căderi și toți avem și părții morale noi. Dar trebuie să ceea ce lași tu în urmă să fie o dâră de lumină. E adevărat, spuneți vorbe mari pentru... Nu sunt vorbe mari, așa trebuie să gândim, așa trebuie să acționăm. Pentru că trebuie să dormești de fiecare dată. Domnule primar Jianu, dumneavoastră mai nou se discută despre dumneavoastră ca fiind în tratative cu cei de la ALDE. Ce îmi spuneți despre acest subiect? Este o campanie pentru denigrare. Este o anticampanie. E o campanie, anticampanie în ce, mă privește, sau o campanie care să creeze, eu știu, disfuncționalități în cadrul PNL. Da, informația vine de la domnul Scarlatiriza. Scarlatiriza, despre care știm că discută cu mai mulți primari. Adică ce ar fi? Dacă îmi spune, ați fost la discuții la nivel de conducere ALDE? Nu. Niciodată. Niciodată. Tocmai asta mă uimește. Romanescu a fost. Mă uimesc afirmațiile domnului Scarlatiriza, pentru că la nivelul la care se află dumnealui, că vorbim iarăși de niveluri, ar fi trebuit să știe că atunci când face o afirmație către presă, imediat în secunda următoare, presa, reprezentantul presei, mă va întreba și pe mine. Cum poți să spui că ai avut vreo discuție tratative cu mine când noi nu ne-am întâlnit niciodată față în față? Nu mi-amintesc. N-am zis odată bună ziua unul altuia. Deci nici bună ziua, ca să îl știu din presă, de la televizor și din ziare, de pe internet. Nu cred că ne-am întâlnit vreodată față în față. Atunci cum să fi stat de vorbă, să fi negociat? De ce ar minți cu așa ceva? E un lucru grav. Și apoi nici calculele nu spun așa ceva. Păi eu pierd 6 consilieri pentru 2. Și asta e adevărat. Bun, ce ne poate spune domnul primar despre bursele elevilor care au fost transferați de la o școală la alta și au luat doar pe un semestru? Menționez că au avut medii peste 9,50. Este vorba de modul în care interpretează regulamentul și acum avem... O reglare a acestor disfuncționalități, în sensul că am primit de la școli numărul de copii care merită, am alocat sumele necesare fiecărei școli, așa cum a solicitat, acum conducerile școlilor dau bursele. E adevărat că acum unii directori interpretează diferit regulamentul și am juriștii care vor lămuri asta. Pentru că deliberează pe parcursul, în perioada asta în câteva zile s-a întâmplat să fie așa, s-au transferat de la o școală la alta. Un director zice, păi nu mai e la mine, nu-i dau eu, celălalt director, păi n-a învățat la mine în perioada aia, a fost în altă parte și fiecare vrea să... Și aici pierde elevul. Și aici pierde elevul, nu pierde deocamdată, că până la urmă se rezolvă. Trebuie să stabilească, suntem aproape de final. Promiteam că o scurtă caracterizare asupra activității parlamentarilor, domnule primar, pare sunteți mulțumit de parlamentarii de Gorj? Pe scurt. Da, cu toate vocalele, toată atitudinea mea mai vocală, eu sunt mulțumit. Am fost susținut în multe de demersuri. De toți parlamentari sau de parlamentari? Deci eu am menționat doi. Am avut în tangență foarte mare cu domnul Veba și cu domnul Cărciumaru. Deci nu vreau să vă zic, sunt apropiat și de domnul Văcaru, dar am cea mai mare tangență am avut-o cu domnul Veba și cu domnul Cărciumaru. N-aș putea să mă plâng de vreo reținere vis-a-vis de sprijin. Îmi amintesc de niște mulțumiri pe care le auzeam, cred că săptămâna asta, dacă nu săptămâna trecută, câțiva de la mine care își lipiseră buzele de dosurile. Dar exact în aceeași regulă, nu e cazul dumneavoastră, nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit și vă spun de ce. De PSD sau nu sunt mulțumit de parlamentari. Păi ce să mai... Îl includeți pe domnul Vâlceanu? Domnul Vâlceanu, chiar dacă este foarte activ și face lucruri bune și este cooptat de conducerea partidului la nivel mare și nu numai pe linie economică, a primit sarcină să ocupe de pensii și are păreri și punct de vedere pertinente și strategia privind pensiile, strategia PNL, îi se datorează. În general nu sunt mulțumit și vă spun de ce. Toată lumea, uite, domnul primar era foarte mulțumit că a primit ceva. Parlamentarii, a dat și exemplu, m-au ajutat să am proiectul ăla sau să am asta. Vedeți ce se întâmplă?
sunt două laturi ale activității parlamentare. Nu, așa cum le văd eu. Proiectele europene, nu. Deci nu, alea sunt clar. Păi n-au niciun merit, absolut, niciun merit. Aici nu mai e ca la PNDL să depindă de factorul politic cum s-a întâmplat la Motru de a obținut doar atât. Nu, trebuie spus important, pentru că ne uităm ce rol mai au ei acolo, în afară de a legifera. Să facă lobby pentru ce? Avem autostradă, avem cale ferată reabilitată, avem ceva în zona asta? Nu, niciodată. Pentru că principalul scop a fost să ne ia fața la primari cu un proiect, cu o sumă de bani, să votăm mai departe să ajungă acolo. Uită-te ce e în Ardeal. Cale ferată rapidă, cale ferată modernizată, cealaltă, suntem autostrăzile toate se construiesc mai rei și mai urezi, domnule primar, dar nu ne ia nimeni nu, în calcul. Ne uităm doar ca să ajungem unde ajungem pentru... Suntem la final. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația la această emisiune. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă doresc spor la treabă, iar în situația în care nu ne mai vedem până la finalul anului, să aveți sărbători liniștite. O să fim atenți pe situația de la Motru, pentru că se întâmplă lucruri acolo. Iată, informația serie este că oamenii de la Direcția Publică amenință cu greva mâine. Nu oamenii de la Direcția Publică, e cineva care încearcă și face eforturi mari ca să încerce. Nu sunt toți oamenii. Vă asigur că nu. Nici cu forța nu o să reușească. Sperăm ca cei de acolo să aibă înțelepciunea să gestioneze situația așa cum trebuie pentru că degenerarea sau o asemenea acțiune scoate pe tapet adevăratele cauze pentru care au condus aici. Vă ce mulțumesc, să mai vorbim vă mai despre? Stimați invitați, domnule, domnule, și nu mi-aparțin. Ne revedem mâine seară, toate cele bune. Frumos, să trăiți.